Doamnelor, domnilor, bun găsit la Jurnalul Esențial, sunt Titu Silovan. Iată care au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Începând cu ziua de flori, s-a intrat în ultima săptămână a postului Paștelui, numită și Săptămâna Mare, ori Săptămâna Patimilor, atunci când creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Încă de dimineață, târgureșenii s-au adunat la slujba deniei de luni la Catedrala Mică din centrul municipiului. În această săptămână, de duminică până vineri, are loc slujba denilor, rânduiel care evidențiază momentele dramatice de patimile și jertfa Mântuitorului Hristos. Utrenile din această săptămână sunt acele slujbe de dimineață care se fac seara pentru ca fiecare creștin să poată ajunge la rugăciune. În lunea mare se face pomenirea smochinului nerobitor, acela blestemat de Iisus înaintea intrării în Ierusalim. În referință obiceiul și substanții, femeile încep cu rugăciunea de Paște pentru îndepărtare necurate din timpul iernii. Cea de-a doua zi a Sfintei Săptămâni, denumită și Marțea Seacă, este de muntele măslinilor, atunci când Iisus a anticipat distrugerea Marului Templu. În popor, ziua este caracterizată de practici magice pozitive, cum ar fi scăldatul ritualic pentru îndepărtarea bolilor, dar și magiile negative care constă în predicții pentru a nu stârni secul și ghinionul. În anumite zone există și obiceiul ca miercuri seara după asfințit copiii să meargă la colindat, iar la sfârșit să primească ouă pentru a le înroși. Joia Mare este dedicată slujbei celor 12 evanghelii, care ne sunt amintite, cina cea de taină și rugăciunea din grădina Ghetsimanii. Vinerea Neagră reprezintă cea tristă zi din săptămâna patimilor. Acum se oficiază denia prohodului, iar credincioșii trec de 3 ori pe sub Sfântul Aer, epitaf. Tradiția spune că în această zi este bine să se țină post negru, lucru ce reprezintă răstignirea, moartea și îngroparea lui Iisus. La săptămânii mari, în bisericile ortodoxe, se aprind luminile care anunță învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Ca obiceiuri și tradiții românești, este bine ca toți credincioșii să ierte și să se împacă cu toți cei care au fost certați. Am rămas puțin până la cea mai mare sărbătoare a creștinătății, și anume Paștele. Mulți dintre târgumureșeni s-au gândit deja ce să cumpere pentru masa festivă. Să vedem cum se pregătesc mureșenii. Ca în fiecare an, cozonacul, mielul și ouăle roșii nu pot lipsi din meniul destinat sărbătorilor pascale, iar târgumureșenii, fiecare după buget, și-au pregătit liste de cumpărături. Așa, sărac ca pensionarii. O să-l petreceți în familie? Păi în familie, da, familie. Ce vă aprovizionați? Păi ce putem acolo, din pensie. Ce putem, care e gemne? Ouă și cozonac, ce să facem? Asta. Păi dacă omul e sănătos, înseamnă că bine. Dacă nu e sănătos, înseamnă că nu le poți petrece bine. O să-l petreceți în familie, alături de familie, de prieteni? În familie. Că așa e frumos. Și cu ce vă provizionați, dacă tot din sănătosele pascale? Să scumpă cum e tradiția, acum cu să ține post. Deci respectă. Că unii vor pe Paștele alături de familie, alții nu vor avea acest privilegiu. Singură. Nu înconjurată de familie, de apropiați? S-a fost copii, dar a plecat, așa că acum mai departe singură. Și proiectați? Păi, fel și pe de mâncăruri. Să credincioșii țin post. Postul Paștele este postul dinaintea Învierii Domnului. Este cel mai lung și mai aspru dintre cele 4 posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe. Postul Paștelui este denumit și Postul Mare. Un concurs de încondeiat ouă și a unei expoziții de icoane care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Centrul Cultural Mihai Eminescu din Târgu Mureș. Evenimentul i-a avut drept protagoniști pe elevii de gimnaziu din Târgu Mureș. Zeci de elevi de la gimnaziile Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu, Mihai Viteazul, Europa, Liviu Rebreanu, Serafim Duicu și ai colegiului Unirea s-au întrecut în ouă de Paști la sfârșitul săptămânii. Despre această tradiție ne-a vorbit cunoscutul muzeograf și reprezentant al Uniunii Artiștilor Plastici din Mureș, Vasile Mureșan. Oul era considerat de-a lungul timpului sămânță a vieții. Cine îl consuma, odată prin viață și a doilea, că învia. De aceea este un
lui Iisus la picior, la picioare o casă, consumă ouăle ca să învie. Era foarte veche, era precreștină. Noi am preluat-o. Plin de entuziasm și elevii au încercat să redea elementele de tradiție în cadrul concursului de încondeiat ouă. Vasile Mureșan a explicat și cum se încondeiau ouăle acum câteva zeci de ani. Un ou încondeiat aici pe la ecuator, cum a spus cerul, pământul, aici uneltele, aici grebla din coace, tot felul de unelte ale de muncă. În zona Topliței, acum câteva zeci de ani, așa se încondeau. Expoziția de icoane va fi găzduită de Centrul Cultural Mihai Eminescu până pe data de 14 aprilie. Aproximativ 1 milion de catolici din România au sărbătorit duminica trecută Paștele. Sâmbătă noapte au participat la celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale, comemorând Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor, atunci când Iisus a murit răstignit pe cruce. În Sâmbăta Sfântă, biserica a meditat în tăcere și rugăciune, pătimirea și moartea lui Iisus Hristos, iar în cursul zilei nu a avut loc nicio acțiune liturgică. În schimb, noaptea a avut loc celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale sau Sfânta Liturghie din Noaptea Învierii, prin care se exprimă trecerea de la moarte și păcat la viața nouă în Iisus Hristos înviat. Celebrarea Vigiliei Pascale a început la ora 23 prin binecuvântarea focului și aprinderea lumânării pascale, simbol al lui Hristos înviat, de la care au fost aprinse apoi lumânările credincioșilor, care apoi au ascultat vestirea solemnă a învierii. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, clopotele au bătut din nou, după o tăcere de 3 zile. Tot atunci, pentru prima dată, după 40 de zile de post, s-a intonat cântarea Aleluia. La sfârșitul Sfintei Liturghii, credincioșii și preoții cu lumânările aprinse au intonat solemn Hristos înviat, înconjurând piața trandafirilor din Târgu Mureș. În România sunt aproximativ 1 milion de catolici, cele mai mari comunități fiind în Transilvania. Ouă încondeiate, porți împodobite, stropitul fetelor cu găleata. Acestea sunt numai câteva dintre obiceiurile pascale ale maghiarilor. Din păcate, aceste tradiții străvechi sunt păstrate de puțini, fiind pe care să dispară peste câteva zeci de ani sau poate mai puțin. Dacă în aceste zile aveți drum în zona de nord-est a județului sau treceți prin localități precum Dumbrăvioara sau timp să opriți măcar preț de câteva minute pentru a admira porțile frumos ornate, un obicei de Paște încă păstrat. Foarte, foarte interesant și unic în țară. Este vorba de împodobirea porților fetelor cu crengi de brad decorate cu flori de... Înainte de Paști, feciorii se duc să împodobească. Zona de la Târgu Mureș până la Deda, în satele cu etnici maghiari, satele majoritar maghiare, porțile fetelor sunt împodobite, este un, să spunem, un spectacol. Dacă acest obicei se păstrează cu strictețe și de tânăra generație, încondeiatul ouălor, un alt obicei străvechi, este pe cale de dispariție. Încondeirea ouălor mai puțin se păstrează în zona noastră, n-am mai auzit se reînvie, în schimb, obiceiul. Tot felul de asociații culturale, și la noi a fost asociația ale femeilor maghiare, care au reînviat această tradiție a înconderii ouălor cu ceară. Mai demult, când nu existau în magazine ouă gata vopsite, femeile și fetele vopseau ouăle în culoarea roșie, simbolizând culoarea sângelui lui Hristos, după care pictau cu ceară diferite motive geometrice, acestea variind în funcție de zona geografică. Ouăle erau oferite băieților și bărbaților care veneau la udat, cu parunci și cu o găleată plină cu apă de la fântână. Construire pod de legătură peste râul Mureș, zona Lea Carpați, propus să fie amplasat în Târgu Mureș, Strada Mureșului. Asta după ce locuitorilor din zonă li s-a răspuns la contestațiile depuse până la 23 martie 2015. După această etapă, primăria va supune spre aprobare în Consiliul Local studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, apoi elaborarea proiectului tehnic. Locuitorii din zona Lea Carpați nu au fost de acord cu proiectul inițial, care a fost dezbătut în octombrie 2015 într-o ședință publică. Ei reclamau apropierea foarte mare a podului de primul bloc din Alea Carpați. Astfel, primăria a fost nevoită să refacă proiectul și studiul de impact asupra mediului. În 27 octombrie 2014, documentele modificate au fost depuse de către reprezentanții municipalității la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș, în vederea obținerii acordului de mediu, iar în 18 decembrie 2014 a urmat o nouă dezbatere publică pe această temă. Săptămâna aceasta, Agenția pentru Protecția Mediului Mureș a emis acordul de mediu pentru construirea noului pod peste Mureș, cu câteva condiții prevăzute în care poate fi realizat acest pod.
Acordul de mediu pentru podul de legătură peste râul Mureș, din zona Alea Carpați, ștrandul Numai, a fost eliberat astăzi, cu data de vineri. Sunt condiții de lucru pentru a nu afecta pe timpul construcției pești din râul Mureș, iar pentru perioada de funcționare s-au pus anumite condiții. Urfonoabsorbante transparente, se va monitorizarea zgomotului și a poluanților. Proiectul prevede construirea unui pod peste râul Mureș în zona Alea Carpați la 1000 de metri a monte de podul situat pe strada Călărașilor. Noul pod va face legătura între străzile Mureșului și Alea Carpați, fiind prevăzute și lucrări la nivelul părții carosabile, inclusiv execuția de trotuare și piste pentru bicicliști. Scopul proiectului îl reprezintă fluidizarea traficului și accesul mai rapid pentru anumite cartiere și zone din municipiul Târgu Mureș, reducerea traficului pe podul actual peste râul Mureș, cât și identificarea alternativă a traficului, podul actual va intra în reabilitare. Noul pod din zona Alea Carpați va fi prevăzut cu două benzi, pistă pentru bicicliști, rețea de canalizare, trotuare pe ambele părți, sistem de iluminat public și rampe de acces. După obținerea acordului de mediu, municipalitatea va supune spre aprobare la Consiliul Local Târgu Mureș studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, după care va fi elaborat proiectul tehnic. Construcția ar putea fi finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, însă liniile de finanțare vor fi deschise cel mai probabil din toamnă. Polițiștii mureșeni au întocmit săptămâna trecută două dosare penale pentru evaziune fiscală în domeniul produselor de panificație, fiind constatat un prejudiciu de 250.000 de lei. În urma acțiunii de control, poliția a confiscat peste 150 de kg pește și produse alimentare specifice sărbătorilor de Paști. Oamenii legii au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei agenților economici care nu au respectat prevederile legale. Săptămâna trecută, polițiști de la Inspectoratul de Poliție Județean Mureș au desfășurat o acțiune pe raza județului Mureș pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale referitoare la produse specifice sărbătorilor pascale din domeniul produselor de panificație. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat două acțiuni de evaziune fiscală în domeniul produselor de panificație, fiind întocmite dosare penale. Potrivit IPJ Mureș, în evidență contabile a două firme, erau înregistrate în totalitate materiile prime folosite la producerea produselor de panificare, respectiv erau toate achiziții și vânzări, fiind emise facturi de livrare de pâine și produse de panificație, deși societatea era declarată anulat codul de înregistrare în scopul de TVA, fiind aproximativ 250.000 de lei. În acțiunile desfășurate de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, pe linia producerii și comercializării produselor de panificație, au fost constatate și două infracțiuni la legea evaziunii fiscale. Prejudiciul cauzat în cele două dosare a fost estimat la 250.000 de lei. În urma acțiunii au fost verificați 170 de agenți economici. Pentru neregulile constatate au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 de lei. De asemenea, echipele de control au confiscat 150 de kg în valoare de peste 700 de lei și produse alimentare specifice sărbătorilor de Paști în valoare de aproximativ 4.000 de lei. Activitatea planul de acțiuni la nivel național pentru perioada 2-9 aprilie, premergător sărbătorilor de Paști, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Dacă sunteți pasionați de producerea unor prototipuri unicat cu imprimantă 3D, puteți să realizați astfel de lucruri. Aceasta le permite designerilor târgumureșeni să-și folosească imaginația într-un timp record. Avantajul utilizării unei imprimante 3D este capacitatea de producere a unor forme imposibil de creat cu ajutorul tehnicilor de producție în masă. Acest lucru permite adoptarea formelor pentru a realiza produse mai eficiente cu cele mai mici costuri care pot fi obținute din 40 de tipuri de materiale. Târgu Mureșeanul Marius Grama este cel care ne-a demonstrat ce obiecte se pot obține cu ajutorul imprimantei 3D și care sunt principiile de funcționare. În urma unei colaborări cu un arhitect din Belgia, care m-a îndrumat spre acest domeniu, am revenit în țară, unde am început să dezvolt.
cum funcționează? Dintr-un obiect digital creat într-un program gen CAD, transmitem informația către imprimantă, unde ne poate reda fizic orice obiect ne dorim. Obiecte din plastic ecologic, care se extrage din amidonul de porumb, dintr-o singură printare reușim să facem un corp cu mai multe piese mobile. Obiecte de marketing, cum ar fi un suport de cărți de vizită, chei, practic tot ceea ce ne imaginăm putem să redăm în realitate. Pentru realizarea obiectelor cu ajutorul imprimantei 3D s-au folosit materiale precum ABS și PLA, cu un conținut de amidon din porumb, toate fiind ecologice. Dedicat clienților săi, Dr. Will își propune să mulțumească fiecare client atât prin experiența tehnică a angajaților, cât și prin profesionalismul dovedit. Efectuăm servicii complete de vulcanizare, geometrie computerizată, mecanică auto, electricitate, diagnoză computerizată, sudură în aluminiu și reparații motoare. Dispunem de un stoc de produse achiziționate de la cei mai mari furnizori din România și Europa, iar atuul nostru este că majoritatea produselor sunt pe stoc. Suntem o echipă de specialiști care este gata să vă ajute în alegerea și montarea produsului ce vi se potrivește cel mai bine pentru autoturismul dumneavoastră. Obiectivul nostru principal este să vă oferim servicii și produse de cea mai înaltă calitate pentru a satisface cele mai înalte pretenții ale clienților. Găsiți la punctele noastre de lucru de pe strada Tisei numărul 21, piața Armatei numărul 22 și depozitul de genți și anvelope de pe strada Paul Chinezu numărul 10 la telefon 0757 511 650 sau pe www.drwill.ro. Acum nu ratați promoțiile de la anvelopele Michelin și Yokohama. Plasma și culorile pastelate ale toamnei se reprezintă roșul incandescent, galbenul lucitor sau aprins pentru toate preferințele clienților noștri. Păstrăm la dispoziție cu cele mai bune idei de aranjamente florale și cu minunate amenajări exterioare. Frumosul și bunul gust sunt elementele esențiale ale produselor noastre. Oleander Garden, curteni, strada principală 61, informații și comenzi la 0740043381 sau pe www.oleander.ro.
banii dați unui cercetător le facem profit traficanților care exploatează copii și persoane vulnerabile. Centrul Regional Târgu Mureș, din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane și Direcția Poliția Locală Târgu Mureș, a lansat o campanie amplă cu scopul reducerii acestui fenomen. Dacă vedeți o persoană, în special un copil, cerșind, gândiți-vă de două ori înainte de a-i da bani, pentru că cel mai probabil acel cerșetor nu cere bani pentru a-și cumpăra mâncare, ci pentru a-i da unui traficant. Din cele 448 de victime, 19 au fost obligate la practicarea cerșetoriei, 5 dintre acestea chiar în județul nostru. Ca atare, am dorit să sensibilizăm și să fim în mijlocul tinerilor cu informațiile legate de acest tip de exploatare, cu sfaturi de autoprotecție și cu a le spune că, practic, printr-un ban oferit cerșetorului, nu facem altceva decât să îl menținem în această stare și nici de cum să îi ajutăm situația lui. Campania derulată de Centrul Regional Târgu Mureș din cadrul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane și Direcția Poliția Locală Târgu Mureș se concentrează în această săptămână pe elevii unităților școlare din județul Mureș. Reprezentanții centrului vor face vizite în mai multe școli pentru a vorbi despre efectele negative ale încurajării acestei forme de exploatare prin oferirea de bani cerșetorilor. Să încercăm să anunțăm instituțiile abilitate, să nu dăm acei bănuți care practic îi mențin în acea situație, să ne gândim practic că mila noastră nu le schimbă cu absolut nimic situația lor. De cele mai multe ori, cei exploatați sunt copii sau persoane cu diferite dizabilități fizice și mentale care trezesc mila trecătorilor. Târg de artă și meserii la Teatrul Național din Târgu Mureș. Un număr de 9 licee tehnologice din municipiu își prezintă de marți oferte educaționale în fața elevilor, profesorilor și părinților pe parcursul a 3 zile în cadrul evenimentului inițiat de Primăria Târgu Mureș. Aflat la prima ediție, târgul vine în sprijinul elevilor care vor avea posibilitatea să aleagă una dintre cele 53 de meserii ce vor fi prezentate. Evenimentul este găzduit de Teatrul Național Târgu Mureș și se va încheia pe 9 aprilie. Vino și schimbă-ți viitorul. Acesta este motoul cu care a debutat Primăria și meserii. Conducător auto, mecanic, tinichigiu, vopsitor auto, mecanic agricol sunt câteva dintre cele 50 de meserii care sunt în cele 3 zile ale evenimentului. Târgul a fost deschis de principiului Târgu Mureș. La Târgu Mureș ai ancorat realitate meserii, școli de a crea, dar nu numai o școală de a învăța simplu, gesturile simple a unei meserii, ci ceea ce înseamnă vocația pentru meseria respectivă. Și atunci, ambiția primăriei este de a aceste 7 locații mari, prezent aproximativ vreo în jur de 18-20 de meserii, să le punem la punct prin dotări europene. La eveniment au participat și reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș și Prefectura Mureș, care au subliniat faptul că acest târg trebuie să se transforme într-o tradiție pentru consolidarea învățământului profesional. Cred că împreună o să reușim să realizăm acest proiect. Vă doresc mult succes și să nu moară acest proiect, să o ducem în continuare. Meseria este brățară de aur. A munci nu este o rușine. Acest lucru trebuie să vă ghideze pe voi, dragi elevi. Un exemplu demn de urmat pentru elevii care sunt sceptici cu privire la înscrierea în învățământul profesional, de președintele Mureș Ciprian Dobre. Acesta le-a mărturisit elevilor prezenți la târg că a absolvit un liceu tehnologic care l-a ajutat mult. Liceele tehnologice pot pregăti oameni, liceele tehnologice pot să joace un rol important în crearea personalității oamenilor și în progresul social-economic a unui oraș, a unui județ sau a unei țări. Cred că, într-adevăr, 25 de ani s-a bătut pasul pe loc. În cadrul târgului au fost prezenți și elevii înscriși deja la școlile profesionale din Târgu Mureș. Încrezătorii în meseria pe care o vor învăța, elevii s-au prezentat la târg cu mici demonstrații din ce au învățat până acum la școală. Târgul de Arte și Meserii este găzduit de Teatrul Național din Târgu Mureș și se va încheia pe 9 aprilie. Programul de acțiuni pentru 2015 privind consolidarea clădirilor cu bulină roșie a fost aprobat săptămâna trecută de guvern. În cadrul acestui program guvernamental, în acest an au fost incluse 67 de clădiri construite înainte de 1977, pe listă figurând și municipiul Târgu Mureș. În total, pentru acest program a fost alocată suma de 5 milioane de lei. Deocamdată, în Târgu Mureș, pe lista clădirilor cu bulină roșie figurează o singură clădire, un bloc de locuințe de pe strada Moldovei.
Guvernul a aprobat săptămâna trecută programul de acțiuni pentru 2015 privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuințe etajate în clasa 1 de risc seismic și care prezintă pericol. În cadrul acestui program guvernamental, în acest an au fost incluse 67 de clădiri construite, 67, dintre care 48 sunt situate în București, Pina, Tulcea, Covasna, Constanța, Bacău, la 25 dintre aceste clădiri, adică 1069 de apartamente, vor fi executate lucrări de intervenție. 42 de clădiri, 2108 apartamente, va fi elaborată documentația tehnico-economică. În bugetul de stat a fost alocată Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru finanțarea acestui program suma de 5 milioane de lei. MDRAP elaborează programul anual în baza propunerilor de Consiliul Municipiului București, Consiliul avizate de Comitetul Municipal, respectiv Comitetele și ulterior de Comisia Națională de Inginerie Seismică, a transmis biroul de presă al Guvernului. În Târgu Mureș a fost consolidat înainte de 1940, potrivit biroului de presă al Guvernului, un bloc de locuințe pe strada Moldovei. Târgu Mureș mai este o singură clădire în gradul 1 de risc seismic, potrivit reprezentanților primăriei Târgu Mureș. Este vorba de un bloc de locuințe pe strada Grigorescu numărul 4, a fost curăm pentru această inițiativă, pentru că avem un proiect de ani de zile la Ministerul Dezvoltării. Avem un singur ansamblu de bloc rezidențial care are bulina roșie și ne ferește să se întâmple cire și sperăm să putem accesa aceste fonduri cât mai curând posibil. Locuințele pe strada Moldovei ar trebui expertizat pentru a se stabili dacă se încadrează în gradul 1 de risc seismic, însă nu au ajuns banii București pentru a se începe expertiza. Privită drept una dintre cele mai importante sărbători religioase pentru creștinii ortodoxi, Paștele este sărbătorit pe meleagurile noastre cu diverse obiceiuri și tradiții. Alături de clasica masă din ziua Paștelui, mulți dintre târgumureșeni obișnuiesc să ofere mici cadouri persoanelor dragi. Unii preferă să le ofere celor dragi bucate tradiționale, iar alții doresc să fie alături de aceștia. Acest lucru, spun ei, îi face mai fericiți. Probabil un coș, ceva cu ceva tradițional, un cozonac, un vin, niște ouă, altceva nu. Multă fericire. Compania mea și prezența la masă, la masa de Paști și, bineînțeles, ceva pe placul lor, o surpriză, un cadou. Păi, cel mai important cadou este să fii lângă ei și cu cei dragi să petrecem împreună sărbătorile. Mai important cadou. Mai sunt și excepțiile care se abate de la tradiție. Nu. Produse tradiționale. Dar nu am ce la cine să fac, că-s plecat în America. Nici măcar nu te apropiați. Nu. Fiind vorba despre un cadou, este important cui îl oferiți și mai ales cum reușiți să-l oferiți. Opsitului lor cu metode tradiționale au fost însușite miercuri de elevii mai multor școli care au trecut pragul Muzeului de Etnografie și Arte Populare în cadrul activităților desfășurate în săptămâna altfel. Agitație mare la toate muzeele din Târgu Mureș. Școlarii au avut șansa să participe la diverse activități organizate cu ocazia săptămânii altfel. Dacă cei mari au învățat să țese și să încondeieze ouă, vizitatorii din clasele mai mici au aflat că pot colora și decora ouăle cu ajutorul cojilor de ceapă. L-am pus la... mi l-a dat tanti, am pus ceapă pe el și după aia l-am pus acolo undeva să fie cald. Un ou, am pus ceapă udă, peste, l-am pus într-un ciorap și după aceea l-am pus la clătit, după câteva l-am scos. Sunt destul de interesați copiii să învețe, mai ales cei mici sunt foarte atenți de tot ceea ce pot să aplice pe viu, deci tot ceea ce pot să facă ei cu mâna lor la muzeu. Astfel, elevii
gimnaziului Nicolae Bălcescu din Târgu Mureș au și început pregătirile de Paști și așteaptă cu nerăbdare să încerce și acasă această tehnică învățată de la muzeografi. Prima dată vopsesc ouăle roșii și de mai multe culori. Cozonac, prăjituri, ciocolată, ouă. Eu mă pregătesc cu pregătitul ouălor roșii, încondeierea ouălor, mersul la activități, facem de mâncare. Eu de mai pregătesc că o să mă îmbrac frumos, o să aranjez, o să mai fac pe acasă multe chestii. Da. Mă îmbrac frumos, merg cu tati la o plimbare cât face mama cu bunica ouăle și mâncă. Pe toată durata săptămânii, elevii sunt așteptați la Muzeul de Etnografie și Arte Populare, la ateliere de încondeiat și vopsit ouă, precum și la o activitate de modelare din lut. La Muzeul de Științele Naturii vor avea loc ateliere de creație, în cadrul cărora cei mici vor confecta replici de animale și plante. Mii de școlari din județul Mureș au avut ocazia în ultimele 3 zile să fie pompieri pentru câteva ore. Încă din prima zi a programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Copiii însoțiți de cadre didactice din unitățile de învățământ din județ au mers în vizită la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea Mureș. La Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș, dascălii și elevii au fost întâlnați cu pompieri militari care au avut munca de pompier. Copiii au văzut echipamentele de intervenție și au fost informați atât despre măsurile de prim ajutor, cât și de autospeciale aflate în dotare. Este o autoșenilată care se deplasează pe terenuri accidentate, da? Unde nu se pot deplasa autospeciale, comandante de la prima intervenție, această autoșenilată se deplasează în terenuri accidentate. Pe lângă informare, școlarii și preșcolarii mureșeni au fost impresionați de exercițiile de stingere un incendiu și demonstrațiile făcute de alpiniști. Copiii au fost testate de tot ce au văzut aici, au putut intra în autospeciale, au putut proba anumite echipamente de ale noastre și cel mai mult ei au fost impresionați de stingerea focului la tavă și, bineînțeles, demonstrațiile făcute de alpiniști. Prin aceste vizite, școlarii au înțeles că munca unui pompier este pericolă, dar și frumoasă, deoarece aceștia au ocazia să participe la tot felul de intervenții care presupun în mare măsură salvarea unor vieți. În vederea prevenirii unor situații neplăcute pe timpul sărbătorilor pascale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș va desfășura o serie de activități menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică. În vederea prevenirii unor situații neplăcute pe timpul sărbătorilor pascale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș va desfășura o serie de activități menite să asigure un climat de ordine și siguranță publică. La unitățile de cult, unde se preconizează mari aglomerări de persoane cu ocazia desfășurării slujbelor religioase, vor fi efectuate acțiuni de verificare a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor. Slujitorii bisericilor trebuie să verifice instalațiile electrice, să remedieze problemele, să evacueze covoarele și băncile ridicate de pardoseală acestor persoanelor în
locașele de cult să se facă limita locurilor disponibile. Slujitorii bisericilor trebuie să ia în considerare și faptul că depunerea lumânărilor trebuie să aibă loc în spații special amenajate, aflate la distanță de construcții și dotate cu țevi metalice umplute cu nisipor, apă. Pentru prevenirea situațiilor nedorite este indicat ca și cetățenii să cunoască și să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor. Cetățenii care merg la biserică sunt rugați să nu blocheze accesul autospecialelor de intervenție. De asemenea, ei au obligația ca atunci când folosesc lumânările să le stingă după încheierea slujbei. Din punct de vedere operativ, inspectoratul va asigura forțe și mijloace pentru a răspunde solicitorilor, precum și rezerve destinate pentru suplimentarea la nevoia personalului de intervenție în situații de urgență. Muzică jazz și swing, cu influențe evidente, inspirate de sunetele tradiționale ale muzicii rome. Este greu, dacă nu imposibil, de confundat muzica maestrului Lake Churchill și a ansamblului de Roma Swing, care i-a onorat cu prezența lor pe studenții de la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Proiectul We Are All One Nation 2015, finanțat de Consiliul pentru Arte din Canada, a făcut posibilă prezența artistului poporului Lake Churchill și a ansamblului The Roma Swing în Târgu Mureș. Este pentru a inspira tineri ca voi în musical exchange programs, adică în a schimba și a absorbi culturi din diferite națiuni, de a break, de a distruge bordurile dintre nations, pentru că noi dacă stăm să ne gândim, show-ul se numește We All Are One Nation. Echipă a unui taraf mai special, care este condusă de maestrul Lake Churchill, stabilit în Canada și care dezvoltă aici împreună cu Facultatea de Muzică, Componistică și Muzicologie a Academiei de Arte un fel de schimb de experiență cu studenții, profesorii, pentru a vedea și ce înseamnă arta muzicală cultă dusă pe culmile artei. Născut în România, Lake Churchill a părăsit țara și s-a stabilit în Canada, unde i-a cunoscut pe membrii formației cu care cântă acum, ansamblul The Roma Swing. Prezența artiștilor la Universitatea de Arte din Târgu Mureș a coincis cu Ziua Mondială a Romilor, care se sărbătorește în fiecare an în 8 aprilie. Sperăm vizita noastră să inspire mulți studenți și mulți oameni care vor deveni viitorul acestei țări, aducând pace, armonie și spațiu. Și am ales Târgu Mureș pentru că, într-adevăr, avem deep feelings despre universitate. Lake Churchill și ansamblul vor susține joi un concert în Sighișoara, urmând ca după aceea să călătorească în Turcia, unde va continua turneul We Are All One Nation 2015. Agenția Națională de Administrare Fiscală a realizat un nou serviciu care este disponibil în spațiul privat virtual. Este vorba de depunerea online a declarației de venit. Astfel, formularul 200, prin care contribuabilii trebuie să-și declare veniturile realizate, se poate depune și online, prin intermediul spațiului privat virtual, fără a mai fi necesară deplasarea la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau la oficiul poștal. ANAF a anunțat că din 6 aprilie formularul 200 se completează și se depune până la data de 25 mai 2015, inclusiv de către persoanele fizice care au realizat în mod individual sau într-o formă de asociere venituri în bani și sau în natură. Prin serviciul spațiu virtual puteți să vă informați asupra obligațiilor fiscale pe care le aveți neplătite, puteți descărca decizii de impunere începând cu anul 2013, puteți verifica cum declară angajatorul dumneavoastră contribuțiile de asigurări sociale și nu numai atât. Serviciul este disponibil persoanelor din toate țara. Sunt necesare datele de identificare, numărul de telefon, de e-mail și una dintre deciziile de impunere emise de ANAF începând cu 2013. Potrivit ANAF, formularul 200 se depune în format hârtie direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, documentul complet electronic și semnat cu certificatul digital calificat. Începând cu 1 aprilie, noua schemă vaccinare prevede desființarea campaniilor de vaccinare școlare și administrarea tuturor vaccinurilor la medicul de familie. Vaccinarea copiilor și a elevilor exclusiv la medicul de familie este una dintre noutățile din sistemul sanitar care au intrat în vigoare odată
1 aprilie. Astfel, vaccinările nu vor mai fi făcute în cabinetele școlare, sarcina revenind exclusiv medicilor de familie. Conform prevederilor programului național pentru anul 2015-2016, începând cu 1 aprilie 2015, se schimbă calendarul vaccinărilor recomandate pentru copii, deci a programului național. O schimbare majoră, aș putea să zic, este faptul că campaniile școlare nu se mai derulează în școli, ele sunt efectuate în cabinetele medicilor de familie. Potrivit notei fundamentale a proiectului, această decizie este justificată prin faptul că vaccinarea prin campanie școlară prezintă numeroase dezavantaje legate de lipsa cabinetelor de medicină școlară, dificultăți în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor, existența unor copii neșcolarizați, existența în aceeași clasă a copiilor cu ani de naștere diferiți, veniți din alte unități de învățământ sau repetenți, dificultăți în recuperarea restanțierilor, dificultăți în supravegherea și raportarea de medicul vaccinator a cazurilor de reacție indezirabilă. Mulțime de avantaje organismului tău, de la protecție împotriva răcelilor de sezon până la o viață mai lungă și sănătoasă. De aceea este esențial să știm cum ne putem îmbunătăți imunitatea în mod natural, respectiv prin alimentație. Sistemul imunitar are un rol esențial în păstrarea unei bune stări de sănătate. Atunci când sistemul imunitar este slăbit, organismul uman poate contracta diversi viruși și agenți patogeni extrem de periculoși. Imunitatea, spun specialiștii, este de două feluri, moștenită de la părinți și care nu mai poate fi influențată de-a lungul vieții, și imunitatea asupra căreia putem să intervenim, să o stimulăm prin vaccinare, prin contactul cu un antigen sau prin dietă. Consumul de alimente bogate în acizi grași omega-3, de asemenea vitaminele A, C, E, deci vitaminele antioxidante, consumul crescut de minerale, mangan, seleniu, cupru, magneziu. Așadar, alimentele cu cel mai mare potențial de creștere a imunității organismului sunt în principal bogate în substanțe antioxidante, precum vitaminele A, C și E, substanțe care reduc sau împiedică complet efectul nociv al radicalilor liberi de oxigen, responsabil de degradarea celulară și a țesuturilor. Să vedem unde găsim antioxidanții. Legume, în fructe, indiferent că sunt proaspete sau pregătite termic, vitamina A sau carotenoizii se găsesc în legumele de culoare galbenă și fructele de culoare galbenă. Morcovul, mango, pepenele. Vitamina C se găsește în toate legumele și fructele, în legumele cu frunze de culoare verde. Sunt bogate în conținut de vitamina C, iar vitamina E, bineînțeles, în legume, în rădăcinoase, în alimentele de origine animală și chiar și în cerealiere. Nu trebuie uitate nici lactatele. Pe lângă conținutul de calciu, acestea au proteine cu valoare biologică înaltă și sunt alimente care se recomandă a fi consumate în fiecare zi. Pe lângă o alimentație sănătoasă și variată, pentru creșterea imunității este necesar și exercițiul fizic moderat, de preferat în aer liber, precum și un somn odihnitor de 7-8 ore pe noapte. Sala de oglinzi a Palatului Culturii este una dintre cele mai impozante și elegante săli din Târgu Mureș. Eleganța sălii face să fie locul cel mai potrivit pentru a găzdui o expoziție de talia celei care cuprinde 1000 de obiecte de aur și argint antic al României. Brățările regale, polii spiralice de aur de la Sarmizegetuza Regia, tezaurul de la Pietroasa, cunoscut publicului sub numele de cloșca cu pui de aur, sau vesele getodacice, în total 1000 de obiecte care sunt amenajate cu mare grijă sub vitrinele de sticlă, luminate astfel pentru a reda frumusețea pieselor expuse. Vizitatorul expoziției Aurul și Argintul Antic din România este purtat prin 6000 de ani de istorie, de la Eneolitic până la Antichitatea Târzie sau Evul Mediu Timpuriu. Și asta cu ajutorul unor panouri elegante,
elaborate și care conțin date despre condițiile de descoperire, încadrarea în epocă și metoda folosită în realizarea obiectului expus. Este o ocazie unică, să știți că sunt convins că pentru următorii 25 de ani probabil că nu vom mai putea face o expoziție de această talie cu piese antice, pentru că este foarte complicată și foarte costisitoare. Acum însă s-a reușit prin conlucrarea 31 de muzee din țară. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Culturii. Și cum altfel putea fi inaugurată o asemenea expoziție la București printr-un moment de Quartetul Tiberius? Sunt convins că este una dintre cele mai importante expoziții pe care a găzduit Mureșul între acești pereți atât de valoroși și atât de frumos decorate. Expoziția itinerantă Aurul și Argintul Antic al României va poposi în Târgu Mureș până în data de 17 mai, urmând să mai călătorească în Sfântul Gheorghe, Alba Iulia, Buzău și Craiova. Compania de transport local din municipiul Târgu Mureș a făcut public programul de funcționare a mijloacelor de transport în comun în perioada sărbătorilor pascale. Târgu Mureșenii, care nu au la dispoziție mașină personală și vor să fie alături, departe trebuie să știe că vor circula în regim special. Programul va fi unul specific zilelor nelucrătoare. Deci va fi un program cu care publicul este obișnuit pentru zilele de sâmbătă și de duminică. Asta pentru data de 11 sâmbătă și pentru data de 12 duminică. Iar pentru data de 13 aprilie, a doua zi de Paște, se va circula în regim de program special de duminică, deci tot de zi nelucrătoare. Pentru informații suplimentare și eventuale nelămuriri, cetățenii se pot interesa la sediul companiei de transport public. Elevii județului Mureș și nu numai au avut ocazia miercuri 8 aprilie de a vizita Târgul Educațional Mureș, care are ca scop orientarea în cariera tinerilor elevi de liceu sau școala generală pentru a evita insuccesul și insatisfacția profesională. Târgul Educațional Mureș și-a deschis porțile miercuri 8 aprilie, celei de-a 5-a ediții, unde timp de 2 zile universitățile, școlile post-liceale, colegiile, liceele vocaționale și școlile populare de artă și-au prezentat oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016. În acest context, târgul a urmărit asigurarea unui cadru organizat de cunoaștere și relaționare între elevi, licee sau universități reprezentative din județul Mureș. Faptul că târg se desfășoară acum în săptămâna altfel este un avantaj, pentru că în această săptămână foarte mulți copii din județ chiar vin spre Târgu Mureș să ia contact cu unități de cultură, cu muzee, respectiv diverse chiar firme care sunt vizitate în această perioadă și cu siguranță că acest loc unde, care este de altfel generos și din punct de vedere al lucrurilor din jurul acestei activități, cred că va fi un punct de atracție absolut deosebit pentru copii. De un interes mare s-a bucurat standul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Universitatea oferă prin baza de cercetare și prin baza sportivă accesul studenților la domeniul de cercetare, respectiv la domeniile sportive în cazuri în care aceștia doresc. La Târgu Mureș funcționează un centru de simulare și abilități practice care este unic în România, care oferă șansa studenților de a-și testa și de a-și îmbunătăți abilitățile practice, astfel încât atunci când vor ajunge la patul pacientului vor ști să facă acest manevre medicale și chirurgicale. Bineînțeles, fiind un târg de carte alături de târgul educațional, promovăm și editura University Press, editura universității noastre, care are deja o vechime și o tradiție. Avem peste 500 de cărți cu ISBN editate și peste 2000 de manuale, respectiv cursuri pentru studenți la această editură. Colegiul Național Unirea și-a prezentat de asemenea oferta pentru anul școlar
2015-2016. 6 clase, clasa 9, clasă de matematică informatică, intensiv informatică, secția română, 2 clase de științele naturii, una intensiv engleză, cealaltă intensiv germană, tot secția română, o clasă de științe sociale intensiv engleză, secția română, o clasă de filologie bilingvă engleză, secția română și o clasă de secția maghiară, științe sociale. Evenimentul are un impact semnificativ pe termen lung, punând bazele unor politici concrete coerente date tinerilor absolvenți pentru a intra pe piața muncii, evitându-se insuccesul și insatisfacția profesională, realizându-se de asemenea o diminuare semnificativă a șomajului și inactivității în rândul acestora. Orice femeie își dorește să arate bine în fiecare zi, mai ales atunci când apar ocazii speciale. Sărbătorile pascale sunt cu siguranță un prilej deosebit, care determină doamnele și domnișoarele din Târgu Mureș să acorde mai multă atenție aspectului fizic. Doamnele și domnișoarele din Târgu Mureș care doresc să aibă o apariție de invidiat beneficiază în aceste zile de pachete promoționale și totodată de o binemeritată relaxare, cel puțin în ceea ce privește îngrijirea părului. Am făcut o ofertă, am patru spălat și aranjat cu tratament cu keratină la 75 de lei, indiferent de lungimea părului, că e scurt, că e lung, eu vreau să fac... Să nu se țină cont de lungimea părului, pentru că am văzut că foarte multe fete cu părul lung ezită să meargă la coafor. Și dacă tot vorbim de frumusețe, la capitolul îngrijire facială, clientele sunt răsfățate cu cele mai bune masaje și tratamente pentru toate vârstele, la prețuri avantajoase. Acestea variază de la 35 de lei până la 160 de lei ședința. Avem pachetul Safir, terapie cosmetică, care presupune un peeling ușor, de primăvară totuși, o hidratare intensă cu un gel special cu acid hialuronic și ultrasunete. Pe urmă avem esențele speciale, pe urmă un masaj cu o cremă super nutritivă și, bineînțeles, masca de final. Visul oricărei femei este să-și păstreze dimensiunile corporale optime și, dacă se poate, să mănânce din când în când câte o prăjitură. Acest lucru este posibil în câțiva pași, cu ajutorul ședințelor de remodelare corporală. În această perioadă am avut foarte multe solicitări, am avut multe cliente, avem tratamente corporale pentru tonifiere, pentru slăbit, tratamente anticelulitice. Avem aparat cu radiofrecvență, aparat cu electrostimulare, aparatul LPG cu vacuum și role, avem aparat cu lumină intens pulsată pentru epilare și tratamentul venelor sparte. Pachetele promoționale încep de la 65 de lei și pot ajunge la prețul de 300 de lei în funcție de tratamentul preferat. Veselia, dansul și mișcarea au fost pe primul plan joi la gimnaziul Tudor Vladimirescu din Târgu Mureș, unde a avut loc cea de 11-a ediție a Festivalului de Jocuri Muzicale și de Mișcare. Peste 200 de copii din mai multe școli din județul Mureș s-au întrecut joi în dans și mișcare. Elevii de clasa a doua au exersat multe presiuni pentru a prezenta în fața juriului un moment artistic. Ștafete, chiar am avut o ștafetă foarte frumoasă, pompierii, jocuri de mișcare, jocuri cu text și cânt, asemănate toate într-un festival al veseliei și veseliei, renunții naturii, dragostea de natură, bucuria de a ne juca în mijlocul naturii. Este faza județeană, la care participă 11 echipaje, de asemenea avem invitații în afara concursului echipaje
jocuri de mișcare, dansuri populare, cântece și într-un sau printr-un protocol de colaborare cu o grădiniță vor participa și la asemenea activități, la această activitate. Inspectoratul Școlar Județean activități și pentru elevii claselor 1 care pot participa la un concurs de poezii, precum și festivaluri pentru clasele 3 și 4, cu alte cuvinte toți elevii din ciclul primar. Revenim cu sport imediat. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesea Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor numărul 18 sau la atelierul nostru de pe strada Libertății numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesea Quality Clothing. Fresh Clean. Cleaning în spații comerciale, birouri, locuințe sau după construcții. Promptitudine și calitate la prețuri imbatabile. Ne puteți contacta la telefon 0728 298 421 sau pe www.fresh-clean.ro. Așteaptă zilnic în cartierul Tudor între orele 8 și 20. Aici este o gamă variată de produse pentru cei mici, cei mari și bunici. Partenerul ideal, Taxi Royal. Prompt, rapid și eficient. Taxi Royal, confort și seriozitate. Telefon 0265 204942 sau 0745 406696. Pentru reparații de calitate, servicii ireproșabile, profesionalism și seriozitate, apelați la Tony Storm. Service auto, piese de schimb și consumabile. Ne găsiți în Corunca, strada principală, numărul 21B, la numerele de telefon 0365 882 882, 0724 372 556 sau pe www.tonystorm.autovit.ro. Creează-ți propriul stil vestimentar, fă-l să fie unic pentru tine și inimitabil pentru alții. Anesea Quality Clothing, confecții cu stil. Te așteptăm la magazinul de pe strada Călărașilor numărul 18 sau la atelierul nostru de pe strada Libertății numărul 93. Pentru a fi original, alege Anesea Quality Clothing.
după ce Mureș Târgu Mureș a pierdut în mod dramatic finala Cupei României. În confruntarea finală împotriva BC Timișoara, jucătorii lui Audrius Pracuraiti s-au condus timp de 38 de minute. După 5 minute de prelungiri s-au văzut învinși de formația de pe Bega. Vineri seara, BC Mureș a avut prima dată în istoria Cupei României. Jucătorii mureșeni au început perfect partida, au reușit să puncteze ușor și cu o apărare agresivă au reușit să-i oprească pe jucătorii BC Timișoara. După 20 de minute de joc, bachetbaliștii trăiați de lituanianul Audrius Pracuraiti avea un avantaj de 13 puncte. Dacă în sfertul 3 meciul s-a echilibrat, încheiindu-se cu scorul de 14 la 14, în următoarele 10 minute s-a destrămat. După numeroase mingi furate și coșuri ușor marcate de Ucraina, aceștia au egalat 5 minute de prelungiri. BC Mureș nu a mai reușit să revină la stilul de joc și determinarea arătată la începutul partidei. Așa se face că Leii de pe Bega câștigă Cupa a României cu scorul de 78-3. BC Mureș a obținut argintul în timp ce judecat de gazdele de la BCM Upitești, care au învins echipa CSU Atlas Sibiu. Formația mureșeană are la dispoziție o săptămână să-și revină cupei, întrucât vineri și sâmbătă joacă primele două partide din cadrul play-off-ului în terenul celor de Cluj-Napoca. Astea, Târgu Mureș a învins cu 1-0 CSMS Iași. Singurul gol al partidei a fost înscris de Claudiu Bumba în minutul 22 cu un șut la colțul lung. ASEA a avut multe absențe pentru această partidă. Prima ocazie i-a aparținut lui Goga în minutul 11, care pătrunde pe zona centrală, însă șutează peste poartă. Zicu este și el aproape de gol după lovitură liberă. În minutul 22, Bumba primește o pasă de la Zicu. După ce acesta scoate mingea dintre trei adversari, pătrunde din partea dreaptă și îl învinge pe portarul advers cu un șut la colțul lung, 1-0. ASEA putea să-și dubleze avantajul în finalul primei reprize prin Goga. În a doua repriză, ambele formații sunt aproape de a marca, însă mingea nu vrea să intre în poartă. În urma victoriei, ASEA Târgu Mureș se menține pe locul 2 al clasamentului. Antrenorul Liviu Ciobotariu a folosit următorii jucători: Stâncioiu, Hanca, Constantin, Bejan, Șepși, Gorobsov, Voiculeț, Zicu înlocuit cu Ivan Gonzales în minutul 82, Goga înlocuit cu Accent în minutul 77, Bumba, Manolov înlocuit cu Hora în minutul 60. ASEA ajunge la 49 de puncte. Următoarea partidă va fi împotriva Rapidului în Giulești, miercuri. City AS 2 Târgu Mureș termină sezonul regulat a Ligii a doua pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului. A doua echipă de futsal va întâlni în semifinale Ligii formația Fortius Buzău. City AS 2 Târgu Mureș a câștigat ambele partide din turneul al sezonului regulat a Ligii a doua la futsal. În cadrul competiției desfășurate la Sighișoara, jucătorii mureșeni au venit cu 6-4 echipa lui Ceaurul Buzău, ca mai apoi să câștige cu 5-0 partida împotriva United 2 Galați. Astfel, cu 11 victorii înfrângeri, City AS 2 a terminat sezonul regulat pe locul 1 și s-a calificat în semifinale alături de echipele United 2 Galați, Protonul Sighișoara și Fortius Buzău. În semifinale, mureșenii vor înfrunta jucătorii din Buzău, în timp ce United 2 Galați echipa din Sighișoara. Sistemul de desfășurare este tur-retur în cadrul unui singur turneu. Învingătoarele din dubla manșă urmând să joace în finala Ligii Secunde. Pentru echipa din primul eșalon, play-off-ul începe marți. Andre vor da piept cu echipa de pe locul 5, Spicom Sfântul Gheorghe. Din turul etapei a play-off. În celelalte meciuri, CSS Iași a pierdut în fața celor de la Futsal Club Otrăheiu Secuiesc. Dunărea Călărași a învins la limită CS United Galați, în timp ce Muncitorul Reșița a pierdut prima confruntare cu Auto Bergamo Deva. Meciul dintre Spicom Sfântul Gheorghe City AS Târgu Mureș va începe de la ora 19. City AS Târgu Mureș a debutat cu victorie în play-off-ul Ligii 1 la futsal. Marți seară, în turul primei etape, jucătorii Licoacea Endre au învins formația gazdă Spicom Sfântul Gheorghe cu 2-0. Defensiva solidă a fost cheia succesului echipei la prima confruntare cu formația Spicom Sfântul Gheorghe. În meciul pentru locurile 4-5, considerat cel mai echilibrat, mureșenii au deschis scorul în minutul 9. Au stabilit scorul final de 2-0 printr-o reușită în minutul Ion al Ioanii. Apărarea mult jucătorilor antrenate de permis adversarilor să-și creeze multe situații clare de gol, gazdele ratând o singură șansă importantă. În prima repriză, Mircea lovind bara din stânga. În celelalte partide, în cadrul primului tur al play-off-ului, Muncitorul Reșița a suferit o înfrângere așteptată în compania liderului Auto Bergamo Deva. Jucătorii din Iași au fost depășiți cu scorul de 2-4 de formația Futsal Club Odrăheiu Secuiesc. Dunărea Călărași a produs surpriza etapei, învingând United Galați. Meciul retur se va disputa în data de 14 aprilie. Meciul găzduit de Sala Sporturilor din Târgu Mureș va începe de la 17:15.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale săptămânii. Colectivul Televiziunii Târgu Mureș vă urează sărbători fericite. Sunt Titu Silovan, rămâneți în continuare alături de programele Televiziunii Târgu Mureș. La revedere!